cea de-a doua zi de caniculă la Drobeta Turnu Severin. Astăzi sunt așteptate în termometre până la 40 de grade, așa că severinenii au umplut deja strandurile și locurile unde se poate face plajă. Temperaturile ridicate i-au trimis pe severineni la ștrand. Oameni de toate vârstele au sosit la ștrandul de la Schela, unde s-au bucurat de apa termală benefică pentru diferite afecțiuni. 15-20 de zile pe an venim. Vă face bine această apă? Excelent! Apa e foarte bună. E rece, dar e bună. E bună. Căldura asta? Da, ne face foarte bine. În jurul prânzului, cei care nu au rezistat soarelui puternic au renunțat la ziua de plajă și s-au îndreptat spre casă. Puternic, e puternic. De la cât ați venit? De la 9. Și nu se, de la 9 și nu se mai poate sta deja. De căldură? De căldură, da. Abia de duminică, temperaturile din termometre vor mai scădea, însă nu semnificativ. Zona de sud-vest a țării va rămâne în continuare toropită de căldură.